În acest an, producția de prune este una bună, apreciază producătorii de pălincă. Aceștia spun că se va obține o cantitate însemnată de tărie. Potrivit președintelui Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă Naturală Sălaj Grigore Ardelean, sunt zone în Sălaj unde pomii fructiferi au fost încărcați de fructe, pe când sunt alte zone unde pomii au fost afectați de înghețul din primăvară, astfel că nu au mai dat roade. În unele zone, producția de prune a fost foarte bună, foarte, foarte bună. În alte zone, mai puțin sau aproape deloc. De exemplu, în zona Barcăului, în zona Cizerului, a fost producție foarte, foarte bună de prune. Crengile s-au rupt. Iar, de exemplu, la Cinzalău și eu am grădină sus pe deal, au fost prune foarte multe, aci în oraș n-a fost deloc. Cum se explică acest lucru? Curenții de aer, care au fost în primăvară și au înghețat, pur și simplu. Chiar dacă nu am dus lipsă de prune în acest an, nu toate acestea rămân la producătorii din Sălaj. Foarte mulți dintre cei care au avut roadă bogată în acest an au hotărât să vândă fructele. Prețul unui kilogram de fructe s-a ridicat și la 1,20 lei. Un fenomen care s-a întâmplat în fiecare an, dar parcă anul ăsta mai mult decât în alți ani, au venit din județele învecinate care n-au avut prune și le-au cumpărat. Iar prețurile au fost 120-130, maje, 1,20-1,30 lei kilogramul de prune roșii. Și atunci, probabil că vor fi cele care au plecat, producția de pălincă, sigur că... Și mai e încă un fenomen care e îngrijorător pentru producători de pălincă. Pentru a produce cantitățile de pălincă, trebuie fierte. Și la cazanele noastre se fierb cu foc. Focul se face cu lemne. Lemnele sunt foarte scumpe. S-au scumpit foarte, foarte mult. Sigur, în avantaj sunt cei care au pădurile proprii, dar atunci cetățeanul preferă să vândă prunele, să-și ia banii și nu mai are așa de multe lucruri cu ele. În urmă cu aproximativ 5 ani, Asociația Patronală Producătorilor de Pălincă Naturală Sălaj a reușit să înregistreze la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci pălinca de Sălaj și a obținut certificatul de înregistrare a mărcii. Acesta a deschis drumul pălincii spre export pentru producătorii din județ, care susțin că băutura lor este un adevărat medicament pentru cei care o consumă, desigur, în cantități rezonabile.